ce să fie despărțituri. Unul răspunde de mediatizare, altul răspunde de căutare finanțator. Hai! Am crezut că am venit aici. Vorbim cu membrii sau ce interesați? Membrii ei văzut ce au spus, Raia. Azi am spus fiecare își prezintă conceptul cine vrea să coordoneze. Membrii o să îi implice în echipă. O să discutați numai cu cei care vor amatorul. Dacă Gicu nu are treabă cu amatorul, că el nu are timp. Nu pot să mă implic în mai mulți proiecte, dar amatorul ăsta e străin. E un proiect care a dat prinsies foarte mult, dar nu mă implic. Deci, în măsura în care o să fie o muncă, accesibilă pentru tine, Gicu, și poți să o faci, măcar cu puțin, poți să te implici. Eu pot, de exemplu, dacă... Nu, pentru mine nu contează. Hai să vorbim dar și cu Mircea, scuze. Nu contează, cred, cine o să coordoneze proiectul. Păi stai un pic, măi. E ca și cum te-ai pornit la București cu mașina, dar nu contează cine e șoferul, dă-o dracului. Dacă îi dai unui om, Mircea, dacă îi dai unui om, dacă îi dai unui om responsabilitate de la el, știi, îți ceri. Anul trecut Ana Maria a spus că el coordonează. Anul celălalt eu l-am coordonat din nevoie. Deci dacă n-ai coordonator, ești nimeni. Hyde Park fără președinte e nimeni. Eu să vreau să punem lucrurile la raft. Dacă începem proiectul cu un om, cu 2, cu 10, ascultați, încă ceva. Deci până la urmă, ăștia care coordonatorii, ei, în obligația lor, îi să găsească oameni. Deci, una. Deci asta, doi. Deci, omul, dacă... Uite, eu m-am dat de o parte, am spus că nu fac. Deci, Mircea să dă de o parte. Atunci, eu nu știu. Depinde de coordonatorul, cel care își asumă obligația, să găsească oameni. Eu asta nu văd. Dacă nu o să găsesc în interiorul Hyde Park-ului suficient, trebuie din afară. Eu cred că aici e o chestiune mai mult de abordare personală. Începând de astăzi, faceți echipa. Anastasia, mai mult la tine mă refer. Dacă în următoarele 10 zile nu găsești 7 oameni, cum? Inclusiv cu lista de atribuții a fiecărui. Asta deja voi între voi. Dacă ai găsit 7 oameni dispuși, Raisa, de exemplu, să-ți spune ce ar face și ce nu. Asta mi se pare excepțional. Doinița, ce ar face și ce nu. Eu aș face tot ce nu fac ceilalți. Mircea, poate și el e bun. Numai că el încă nu știe în ce e bun. Cel care coordonează proiectul să vină înainte de alegerile astea sau și să vină și cu echipa gata. Noi putem încerca, dar eu mă tem că o să fie un eșec. Iată cum a zis Raisa, eu nu știu cine vrea să-i implice. Astea nu ne cunoaște atât de bine, nu știe cine vrea să-i implice. Deci eu cred că le cer prea mult. Nu putem să luăm. Hai, cam cât timp le dăm pentru formarea echipei? O săptămână până duminica viitoare? Își asumă responsabilitatea să aibă grijă de festival, își asumă responsabilitatea să-și facă... Să aibă echipă. Hai să o luăm invers. Nastea au spus că e odată la două săptămâni, dă un raport. Da. Și când consideră el că are ce să vină să-ți dea raport... Bun, deci noi nu îi impunem. Bun. Eu în prezentarea proiectului, Anastasia, am auzit că odată la două săptămâni ea o spune ce a făcut și ce face. Am înțeles eu bine sau nu? Deci uite, ea e dispusă să ne vorbească cât s-o găsit, cine și în ce se implică. Și efectul e mult mai mare atunci când cei care se implică în proiectul ăsta fac parte dintr-o echipă, ei o fac cu dorință. Super. Și conștientizat, dar nu împiești din urmă, hai că ca o obligație. Ești nu, dar oricum ei trebuie să ajute unul pe altul. Nu, stai puțin, dar asta e echipa, evident că o să ajute, dar de exemplu, și omul, normal, dacă el nu are dorință de a se implica în proiectul ăsta, sunt de depășit, eu nu văd de ce să-l împingem de urmă. Hai în cazul dat să ne dăm un termen, o dată la două săptămâni pe Aleea Clasicilor, după finalizarea microfonului liber, cineva să ne spună ce se face în amatorul, ca să nu ajungem pe 9 mai fără oameni în concurs. Cineva. Păi cineva din proiect, delegi pe cineva sau prezinți tu, dar ne spui, o dată la două săptămâni sau mai rar, mai des, nu știu cum vreți voi, ce faceți? Ce bani ați găsit? Ce finanțatori? Ce proiect ați făcut? Nu știu. Mai sunt subiect? Deci, două săptămâni să stăm și eu nu mai înțeleg. Stai un pic. Au prezentat două proiecte și răi să... Deci uite, Anastasia a prezentat un proiect, Raisa l-a comentat și voi l-ați comentat. Din ce am înțeles la Raisa, ai dispus să implice în proiect? Crede în proiectul ăsta pentru că ea până duminica viitoare nu o să prezinte altul. Deci ediția... Dar ea au zis că nu vrea. Numai dacă ai nevoie. Cel mai bine să lucrezi împreună. Stai mai un pic. Dacă vrei până săptămâna viitoare, dacă așa n-ai fost încrezut în ce am spus eu, teorie, eu te duc și practic, ca instrumente care
mă oblig eu să... Deci repetăm discursul ăsta duminica viitoare? De ce nu puneți doi coordonatori spii? Doi coordonatori e cel mai greu. Ai cer responsabilitate la Raisa și ai cer la Nastea și o zic tot timpul celălalt. Coordonatorul e unul. Stai să vorbească. Nu pierde timpul. Și am spus și mai devreme. Mă implic în proiectul ăsta pentru că țin la el, nu pentru că vreau funcții. Dar nu vorba de funcții, mai mult de responsabilități, să știi. Cine își asumă? Asta e întrebarea. Ce funcție o să ai tu? Genadi, eu am zis că mă implic pentru că vreau, nu pentru că vreau funcții. Okay, eu continui. Mă implic în proiectul ăsta, indiferent cine ar fi coordonator. Dacă Anastasia are deja un plan și ea vrea, și eu chiar cu drag îi ofer șansa să se manifeste. Fine. Mai ales că e membru Hyde Park, albă. Dezavantajul ei că e un membru recent și încă n-avem atâta încredere. Dar are în jurul ei persoane care deja au activat în festival și cum, o susțin... Anastasia, tu promiți că o să prezinți și echipa în curând, nu? Spuneți voi când sau de ce eu. Eu o să ne asum. Eu cred că cel mai bine ar fi să găsești tu, că tu îți lucrezi tu cu ei, nu noi. Sigur că da. Asta e deja bucătărie internă a proiectului, nu a noastră. Nu, adică să nu ne trezim peste o săptămână că nu există echipă, adică există numai coordonator. Începând de azi, începi să ai anumite obligații față de administrația Hyde Park, să le spui ce faci. Cam asta e ideea. Da. Mulțumesc. Dacă mai e ceva de povestit, Mircea, Ioan, tu n-ai reușit să dai cu părerea. Am vrut să vorbim. Hai că ai vorbit de două ori și tu ai luat-o. Hai. Zi-te, rog. Zic că am vrut să pun o întrebare, dar între timp să dați răspuns. Spune-mi, ok. Mircea, dreptul la microfon. Eu cred că o să ajut, nu contează ce însă e coordonatorul proiectului. Eu o să încerc să mă implic. Cred că trebuie de revenit la ideea cu afișa. Astea sunt instrumentele echipei, Mircea, nu eu deci. Eu spun cu ce mă oblig să ajung. Dacă fie afișă, dacă face echipa, coordonatorul, hotărăști că să fac afișă, eu iau câteva localități pe... Deci ai unde distribui, mai departe? Unu. Acum la Raion au fost niște schimbări cu funcții și departamentul culturii, un bun prieten care discut cu el deci și... Deci avem unde mediatiza, mai departe? Site-ul costești toate astea, eu mă mediatizar, eu vă ajut. Deci tu vrei, nu vrei să fii din echipa amatoră. Mulțumesc. Deci trebuie să revin la școala curată. Nu, asta e numai decât trebuie să revin. Am văzut cel mai puternic instrument de mediatizare în Republică. Mai aveți ceva de adăugat până duminica cealaltă? Eu cred că... Mariana? Eu îți filmez. Hai să filmezi evenimentul, mulțumim. Natasha, noi nu te-am auzit vorbim. Eu te-ai să faci echipă și... Poți mă dau cu smăcină. Deci vorbim cu Nastea, că dacă vrei, astea e referitor la filme, eu ți-ai când îți spuneam. Eu îmi plac și filme mai mult amatoricesc, adică sunt și, știi că le spuneam, eu ți-ai ideile, eu am ideile. La Serdar, ce mă plăcut. Da, eu am avut niște... Ca participant propriu zis. Nu, dar... Pare promițătoare echipa care începe să se formeze. Eu încă n-am văzut echipa, dar... Care începe să coaguleze. Discuția, punctul de pornire. Care începe să coaguleze. Asta e. Sper că o să fie rezultatele mai bune. Da. Deci, și la anul, cred că rezultatele, sunt sigur că o să fie mult mai bune decât și-o realizat echipa de anul ăsta. Eu mi-aș dori să fie măcar la nivelul care a fost. Echipa care a fost anul ăsta, acesta a fost scopul lor. Ei și-au atins scopul. Să aduc... Asta au dorit. Bun. Ok. Și... Vă doresc succes și sper să fie un succes. Doinița, vrei să mai comentezi ceva despre amatorul? Eu nu știu dacă am zis că am timp liber. Deci ai timp să implici, excelent. Bun, eu mulțumesc la toată lumea pentru duminica viitoare.